În ziua, domnule Petrea, v-ați pregătit pentru meciul cu Gazmeta Medias? Bună ziua! Da, cred că ne-am pregătit, cred că am avut o săptămână la dispoziție să pregătim acest joc. Un joc dificil din punctul meu de vedere, mult mai dificil decât la prima vedere. Și mă bazez când spun asta pe faptul că Gazmeta alcătuiesc o echipă destul de omogenă, destul de experimentată. Vin după un meci pierdut acasă, cu siguranță vor fi foarte motivați și care vor veni aici fără nicio problemă. Sunt dornici să producă surpriză, probabil, dar noi trebuie să fim foarte concentrați. Trebuie să ne am atras atenția jucătorilor asupra acestui joc. Mai avem 5 jocuri până la finalul campionatului regular, după care trebuie să ne concentrăm la play-off, dar până atunci avem meciul acesta foarte important, 3 puncte foarte importante pentru noi. Asta urma să vă întreb, cât de important e acest meci în contextul în care mai sunt 5 etape până la final, iar dintre cele 5, 3 sunt cu echipe din partea superioară a clasei. Da, ne așteaptă un final de foc, să spun așa, cu aceste jocuri. Încă o dată, repet, sunt foarte importante, orice punct e important, orice joc trebuie tratat cu maximă seriozitate și la victorie, pentru a putea ne putea menține pe primul loc și să terminăm acest sezon regulat pe primul loc, dacă e posibil. Cum vedeți programul adversarelor și în special celor de la CFR în această perioadă? Da, mă interesează mai mult programul nostru, mă interesează mai mult ce facem noi. O întâlnire atât CFR-ul cât și Craiova, cât și Sepsi, cele trei echipe care sunt în urma noastră. Va trebui ca la fiecare joc pe care o vom discuta să fim concentrați 100% și să tratăm fiecare joc cu maximă responsabilitate. Cât de important va fi să încheiați sau ar fi să încheiați pe primul loc sezonul? Da, ar fi o chestie bună pentru noi, cel puțin de moral, să terminăm pe primul loc. Însă nu va fi decisiv acest lucru, pentru că va urma și play-off-ul și acolo sunt meciuri, vor fi meciuri foarte grele, foarte disputate și cred că se va juca până la ultima etapă. Aveți un jucător suspendat, pe Florinel Coman. În rest, care e situația? Într-adevăr, Florinel Coman este suspendat pentru meciul ăsta, Gazmetan. Mai avem o singură problemă medicală cu Nedelcu, pe care n-am reușit să-l recuperăm încă. În rest, nu mai sunt alte probleme de lot. Suntem cu toți jucătorii alții. Ok, vă mulțumesc. Mulțumesc și eu.